Foștii ofițeri SRI, Daniel Florea și Sever Petre, lucrează la Poliția Locală Ploiești, aceștia având funcția de șef al serviciului Evidența Populației, respectiv șef al serviciului Intervenții. De asemenea, Florin Gulianu a fost angajat al Poliției Locale Ploiești, iar toți cei trei foști ofițeri SRI apăreau pe lista de martori, cu care fostul director general al acestei instituții, Cristinel Toader, trimis în judecată de DNA, printre altele, pentru șantaj, abuz în serviciu și evaziune fiscală, nu avea voie să comunice. Constantin Ispas și Emanuel Saghel au fost arestați preventiv în luna august anului trecut. În același dosar este urmărit penal și fostul adjunct al șefului IPJ Prahova, Adrian Rădulescu, acuzat de comiterea a două infracțiuni de cercetare abuzivă.